Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Nu ne speriem de ploaie, pentru că mare parte din acest videoclip va fi făcut într-un spațiu închis. Iar acum să ajungem la tema acestuia, este despre altoi. Pentru că de fiecare dată m-ați întrebat cum anume recoltăm altoii, când îi recoltăm și mai ales cum îi conservăm, dacă îi recoltăm în perioada iernii. Și tocmai despre asta este videoclipul de azi. Doresc să vă dau toate detaliile tehnice despre acești altoi, cum îi recoltăm, cum îi conservăm până în momentul în care vom ajunge să-i folosim. Este foarte simplu, altoii se pot recolta în două timpuri. Și anume, primăvara, în momentul în care procesul altoirii deja a început și acest lucru se va face cu maxim 48 de ore înaintea altoierii propriu-zise. Pentru că altoiul nu trebuie să fie pornit în vegetație atunci când îl recoltați. Iar din această cauză va trebui să țineți cont foarte mult de locul din care recoltați acest altoi. În primul rând, veți ține cont de expoziția terenului respectiv, de altitudinea la care se află pomul din care recoltați altoiul, deoarece, așa cum spunem noi, timpul poate fi mai înaintat și altoiul care îl recoltați, de exemplu, dintr-o zonă de câmpie, de la o altitudine joasă, cu expoziție sudică, unde temperatura a fost mai ridicată și norma climatologică este mai mare, există posibilitatea ca acel altoi, dacă dumneavoastră îl luați de acolo, să fie deja plecat în vegetație, chiar dacă la dumneavoastră în grădină pomii fructiferi nu au fost plecați în vegetație. Iar aici avem o soluție, recoltarea altoiului în perioada iernii. Când se face această recoltare? Păi, se face undeva de la sfârșitul lunii ianuarie până la începutul lunii martie. Cum se conservă? Imediat veți vedea acel lucru, dar până atunci va trebui să recoltăm câțiva altoi pentru a vă detalia mai bine acest proces. Ce altoi recoltăm? Întotdeauna pentru altoire vom folosi creșterile de an. Acele ramuri, acei lăstari care cresc în poziție verticală, sunt foarte viguroși și cresc într-un an de zile și se alungesc pur și simplu, dacă nu știți care sunt aceia. Pentru recoltare, așa cum am spus, sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii martie, veți merge și veți recolta aceste ramuri tinere, creștere de an, care sunt cele mai viguroase, care nu prezintă răni și care considerați dumneavoastră că vor da randamă. După cum vedeți aici, am recoltat câteva din aceste ramuri și urmează să mergem într-un spațiu închis să vă arăt cum se conservă, astfel încât dumneavoastră să aveți pe toată perioada altoirii niște altoi de calitate pe care puteți să-i folosiți, dar mai ales niște altoi sănătoși și care se vor prinde cu siguranță. Dragii mei, iată ne ajungi și în spațiu închis, sunt la mine casă, unde voi detalia aceste operațiuni, pentru că afară, așa cum ați văzut, plouă foarte tare. Eu deja am făcut niște secțiuni pentru a nu pierde foarte mult timp și a nu vă plictisi și acum o să vă detaliez ce operațiuni mai trebuie să faceți în vederea conservării. În primul rând, la baza de unde ați recoltat, partea aceasta mai groasă, renunțați la ea și dumneavoastră, pentru conservare, va trebui să aveți în vedere următoarele. Veți număra câți muguri vegetativi va avea altoiul respectiv. Eu de obicei las 6-7 pentru conservare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uitați, chiar 8 putem lăsa și vom face o secțiune exact cum vedeți aici. De ce fac acest lucru? Pentru că în momentul în care noi îl vom scoate de la conservare, vom renunța la o parte de sus și o parte de jos. Un mugure de sus și un mugure de jos. De ce spun acest lucru? Pentru că noi, chiar dacă vom astupa aceste capete și imediat vă voi arăta cum puteți face acest lucru și care sunt procedeele corecte, există posibilitatea, mai ales în zona îmbinării, în zona acțiunilor mecanice unde se va face altoirea, ca el să fie puțin deshidratat. Și astfel, în momentul altoirii, dumneavoastră când l-ați scos de la conservat, îl secționați și renunțați la 1-2 muguri. Acum, cum se poate face etanșarea acestor răni? Foarte simplu. Aveți mai multe metode la îndemână. Prima ar fi banda izolatoare, cea mai comună și cea mai simplă, pe care o aveți toată lumea la îndemână. Rupeți o bucățică de bandă și o etanșați exact cum procedez eu aici, urmând ca
în primăvară, când îl veți folosi, să-l o dați la o parte. A doua soluție de etanșare ar fi folia alimentară, care de asemenea dă un randament foarte bun. Să vă detaliez, este foarte simplu, exact cum vedeți aici, și ulterior vor mai fi de făcut câteva operațiuni și câteva procese de conservare. Deci aceste două soluții, sau mai puteți folosi ceruire. Cum anume? Imediat o să vă detaliez și acest lucru, cum puteți să ceruiți aceste capete și haideți să vedem cum se face și această operațiune. Pentru operațiunea de ceruire aveți nevoie de un recipient, oricare, eu folosesc cam un ibric mai vechi pe care îl, după cum vedeți, este deteriorat, pe care îl folosesc, și aveți nevoie, bineînțeles, de ceară. Eu folosesc ceară de la niște lumânări, puteți folosi ceară de albine sau puteți folosi ceară de la candele, dar eu le folosesc pe aceasta pentru că este puțin mai moale, mai maleabilă, dacă aș putea spune astfel. Peste această ceară adăugați puțină apă și după aceea o veți pune la foc. Exact cum se observă aici. Și veți aștepta ca această ceară să se topească. După cum observați aici, procesul de topire al cerii a început. Voi stinge focul. Voi mai amesteca puțin până se topește total. Bineînțeles, dumneavoastră vă spune mai multă ceară decât am pus eu aici, dar este suficient. Uitați. Și acum ceea ce mai trebuie să faceți dumneavoastră este ca acești altoi să-i scufundați cu un cap și cu celălalt în această ceară, iar eu imediat o să le detaliez cum s-a întâmplat acest proces. Pentru că această ceară va adera la capetele acestea și vor etanșa foarte bine rănile mecanice produse. Bineînțeles că dumneavoastră puteți să le îmbăiați de 2-3 ori pentru a face un strat mai gros de ceară. Această ceară nu va afecta țesutul plantelor. Și plus de asta, primăvara, când se va face altoirea propriu-zisă, dumneavoastră veți renunța la aceste părți ceruite. Gata și ceruirea altoilor. Haideți să vă detaliez, să vedeți ce s-a întâmplat. Sper să vadă foarte bine la cameră. Nu pot să focusez pentru că camera este mai acolo, dar probabil că vă dați seama, aceste capete ale altoilor pur și simplu au fost acoperite de această ceară. După cum vedeți și dumneavoastră aici, dacă dăm cu degetul, această ceară se va lua. Acum haideți să vă arăt puțin mai detaliat ce se întâmplă și cu această ceară. Bineînțeles că dumneavoastră trebuie să o lăsați puțin să se mai răcească. Și exact cum vedeți, deci lemnul nu are absolut nimic, nici într-un cap, nici în celălalt. Îl băgați în această ceară cu un cap, îl ridicați și vedeți deja stratul de ceară s-a depus. Îl băgați și cu celălalt cap. La fel s-a întâmplat și aici. Pentru o aderare mai mare, puteți să repetați această procedură o dată de două ori. Iar după cum vedeți dumneavoastră, să focalizez puțin,
această ceară și-a făcut prezența destul de bine aici. Și așa îi puteți etanșa foarte bine, fără niciun risc, dar veți fi 100% sigur că ei nu vor pierde umiditate. Următorul proces este cum îi păstrăm. Păi, având în vedere că repausul vegetativ al pomilor ține de temperatura de afară, de norma climatologică, din propriu spus de norma climatologică, de temperatura care este pur și simplu în acest anotimp, ei vor trebui ținuți la o temperatură foarte mică. Și puteți păstra în diferite moduri. Eu o să vă prezint în acest videoclip cum îi puteți păstra la frigider, pentru că eu unul așa procedez. Dar totodată, acești altoi îi puteți pune într-un recipient cu nisip umed și pus la rece, într-un beci mai răcoros, undeva unde să nu depășească temperatura de 3-4 grade, dar nici să ajungă sub 0 grade pentru a exista pericolul de înghețare. Totodată puteți să-i puneți într-un pat de rumeguș umed, la fel, într-un recipient, într-un beci. Dar eu vă sfătuiesc, cel mai bine e să folosiți folie alimentară, scratch, o plasă, orice, pe care să o folosiți în acest scop. Și cum veți face acest lucru? Foarte simplu. Exact cum vedeți și aici, veți lua altoi care provin din același soi, puteți să folosiți un marker, să scrieți soiul altoiului, spre exemplu, o să facem și acest lucru, și dumneavoastră îi împăturiți foarte bine, astfel încât aerul să nu aibă acces la ei. Acest lucru se face datorită posibilității ca acești altoi să-și piardă din umiditate. Dacă ei se vor deshidrata, automat nu vor mai fi niște altoi de calitate și ei nu vor mai da randamentul pe care îl doriți dumneavoastră. Exact cum vedeți aici, eu am împăturit, tocmai aveam un marker pe aici pe undeva. Ca să știți ce soi aveți, puteți scrie pe o hârtie după ce ați împăturit, de exemplu Golden. Iar această hârtiuță, acest marcaj, îl puneți în continuare aici și îl veți împături pentru a vedea exact ce soi aveți dumneavoastră în acest pachet. Și, dragilor, cam acesta este procesul de conservare al altoilor. Următoarea operațiune va fi să-i punem la frigider. Puteți să-i puneți într-un frigider special pentru așa ceva. Eu am două frigidere, nu numai unul, pe care le folosesc în general pentru diferite activități care le fac eu în timpul liber. Puteți să-l puneți chiar și în frigiderul dumneavoastră din casă, în locul în care depozitați fructele sau legumele, oriunde doriți dumneavoastră. Nu va interacționa cu mediul exterior și nu se va întâmpla nimic. Într-adevăr, este recomandat, dar asta nu am făcut niciodată și nu cred că este o problemă, ca înainte de a face aceste procese să tratați acești altoi cu un insecticid de contact, ca nu cumva vreun dăunător să fi fost prezent pe suprafața scoarței acestor altoi. Deci, dragilor, să recapitulăm. Recoltăm altoi începând cu luna ianuarie până la începutul lunii martie. Recoltăm acele mlădițe viguroase care cresc vertical din pomul care doriți dumneavoastră să altoiți. Procesul de conservare vi l-am arătat, nu mai rămâne decât să-l bagați la frigider, iar acest lucru se face pentru ca acești altoi să nu încolțească. Un altoi de calitate și care se va prinde 100% sigur este altoiul care nu a pornit în vegetație. Dumneavoastră, în momentul în care vă vedeți că port altoiul a pornit în vegetație, seva a pornit în el, coaja se desprinde ușor, temperatura afară a fost mai mare de 10-15 grade 5-6 zile la rând,
semnele că se umflă mugurele, atunci înseamnă că port altoiul, pomul pe care vreți să-l altoiți dumneavoastră, a plecat în vegetație. Atunci luați acești altoi și îi folosiți. Ei nefiind plecați în vegetație, vor funcționa. Dacă altoiul are mugurele umflat, dacă este pleznit, atunci ei nu se vor mai prinde. Foarte simplu acest proces, sper că v-a încântat acest material, sper că am reușit să vă răspund întrebărilor dumneavoastră. Vor mai exista o serie de videoclipuri prin care vă voi prezenta diferite tehnici de altoire, focalizate cum a fost clipul precedent, astfel încât în momentul în care va veni acel moment al altoirii să ne putem bucura de venirea primăverii și să ne facem de lucru prin grădinile noastre. Aceste lucruri fiind spuse, eu vă doresc tot binele din lume, vreau să-mi cer scuze, poate că nu m-am uitat exact în obiectiv, mi-am cumpărat o cameră nouă atât pentru familie cât și pentru dumneavoastră să vă pot detalia mai bine, dar sper că informația pe care am vrut să o expun a ajuns la dumneavoastră și ați înțeles despre ce este vorba. Acestea fiind spuse, să ne revedem cu bine la următorul video. Să vedem ce s-a întâmplat.